Bună, dragi prieteni, vreau să vă urez un an cât mai bun, pentru că deja am intrat în nou an, sunt deja câteva zile de când am schimbat anul. Vreau să vă răspund tuturor celor care mi-ați dat mesaje, să vă mulțumesc Bine, pentru și urele. pentru toate complimentele frumoase care le-am primit. Mă întreba foarte, foarte mult ce am făcut de Revelion. Nu am filmat ceva special de Revelion, însă bineînțeles că pentru voi o să vă las aici câteva imagini și o să vă Despre ce povesti. este vorba. Fiindcă, bineînțeles, ca oricare altă persoană, am captat, așa să zic, câteva momente din Revelion. Chiar am făcut Pentru că am Revelion făcut. Revelionul cu niște persoane minunate. V-am spus despre Larisa, o știți deja, este cumnata mea, este iubita fratelui meu. Am mers la ea acasă împreună cu niște prieteni de-ai lor, prieteni de-ai mei, prieteni de-ai fratelui meu, cu David, bineînțeles. Și o să vă și povestesc între timp despre ce s-a întâmplat acolo. Pentru că, oricum știți deja, David nu lipsește de nicăieri, el fiind cel mai amuzant și fiind sufletul petrecerii. Plus că acum e și un nou născut în familie, deci fratele Larisei are un bebeluș împreună cu soția lui, cu Andreea. Și David e foarte încântat de el, deci îl iubește enorm și vrea să-l vadă. De fiecare dată când o vede pe Larisa, îi cere să-l ducă acolo. Și bineînțeles că au urmat artificiile. La mulți ani, bă! Pentru că la Strehaia a fost Raihold și a făcut acolo petrecere mare. Bineînțeles că noi am fost cu un pas înainte. Noi l-am avut pe Ionuț Florea, care este una dintre cele mai bune voci din România. Și bineînțeles care este și nașul bebeluș. Unde vrei, mă, ce vrei, merg cu tine unde vrei. Eu fac ce vrei tu, ce vrei tu, niciodată nu spun nu. Hai tu, mă, unde vrei, unde vrei, merg. Deci chiar are o voce minunată. Bineînțeles, pentru că David este mic și ați văzut și voi cât s-a distrat, la un moment dat l-a luat somnul, iar eu m-am îndreptat către o altă petrecere. Am fost la prietena mea la Feride, pentru că și pe ea ați cunoscut-o și acolo petrecerea s-a ținut lanț, pot să zic, deci a fost explozivă. Și o să vă arăt câteva imagini și de acolo, o să vedeți cum ne-am distrat. Cam atât a fost, prieteni, eu vă pup, vă iubesc și vreau să dați un share la canalul lui David de YouTube, să fim într-un număr cât mai mare. Vă mulțumesc din suflet pentru toate comentariile frumoase, pentru like-urile și pentru în mod egal, pentru că indiferent că sunt bune sau rele, eu le apreciez și poate chiar țin cont de unele sfaturi pe care le primesc de la voi. Vă pup și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube David Tachi.
Thank you.